Salut, Fecioare! Voi face citirea pentru săptămâna 19 iunie, 25 iunie. Este o săptămână cu solstițiul de vară, pentru care veți primi horoscopul. Să vedem ce vă rezervă această săptămână vouă. Fecioarelor. Leu. Aveți marcaj unui leu. Un bărbat cu ascendent zodie în leu. Un bărbat care poate să vă ajute, să vă sprijine sau să vă ofere ajutorul lui, dar întotdeauna să țineți cont de faptul că acest leu își oferă ajutorul pentru cei din jur, dar el își urmărește și el scopurile lui. Vrea să-și atingă și el anumite scopuri. Scopuri. Haideți să vedem. Voi. Voi aveți, în primul rând, un rege de spade. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în vărsător. Poate să fie un bărbat care aplică legea, un bărbat care vă comunică, un bărbat matur, în vârstă, cu ascendent zodie în vărsător, așa cum am spus, dar este un bărbat care vă comunică principii, reguli, respectați-le. Sau pentru cei care plecați în vacanță, conduceți, aveți o mașină și conduceți, trebuie să fiți totuși prudenți, să nu intrați sub incidența unor aspecte legale care v-ar putea impune sancțiuni. În ceea ce privește fericirea, s-ar părea că e o săptămână în care sunteți în stagnare și e o stagnare impusă, impusă de cei din jur, să nu își atingă scopul cu tare, să nu iasă din cu tare aspect, să nu știu ce, să nu știu cum. Deci este vorba de acest sacrificiu, țapul ispășitor. Fie că este vorba de o iubire, fie că este vorba de o creație, o creativitate, de un hobby, de o distracție care vă este cumva impusă. Nu puteți ieși prea ușor din acest aspect. Deci, acesta ar fi în principal sacrificiul. Dar voi vă puteți elibera oricând, fiindcă aveți, de fapt, de schimbat concepțiile. Nu puteți să le schimbați concepțiile celorlalți, dar puteți să vă schimbați concepțiile voastre pentru a ieși din această stagnare impusă. Legat de cunoaștere, de călătorii, s-ar părea că poate că unii dintre voi mergeți într-o călătorie și participați la o distracție, la o petrecere, vă simțiți foarte bine, cunoașteți persoane noi sau faceți o vizită la o persoană. Deci este un aspect de distracție, de bucurie legat de călătorii. Puteți avea o călătorie unde chiar vă distrați. Resursele. Locul de muncă. Cariera. În resurse sau bunuri materiale, voi vă împăcați cu cineva. S-ar putea să fie vorba de un partaj, s-ar putea să fie vorba de folosirea unor bunuri comune, fiindcă este un doi de cupe
unde trebuie să cedați și voi, dar să cedeze și celălalt, astfel încât să ajungeți la un moment de armonie, de înțelegere. Să vă împăcați pe ceea ce aveți. Deci, poate să fie și acest aspectul. Doiul de cupe. În schimb, la locul de muncă, aveți o pierdere. Un 5 de monede. Pierdeți ceva. Fie că vorbim de bani, sau de o problemă de sănătate, unde va trebui să faceți niște cheltuieli suplimentare. Dar nu arată o plată, arată o pierdere. Poate că v-ați așteptat la mai mult și primiți mai puțin decât ați sperat. Poate să fie și acest aspectul, cinciul de monede. Nu sunteți singuri în această situație. Trebuie să înfruntați alături de ceilalți, cum să spun, problemele și veți merge mai departe. În carieră, menirea voastră, vă formați tot felul de iluzii. Și aici trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă această carte aduce după ea dezamăgirea. Vă formați iluzii, adică aveți 7 cupe în față, vă gândiți, a, este asta, este asta, este asta, deci o să reușesc, o să fac ceva, o să fac ceva, dacă vreau să am o reușită socială, voi reuși și, de fapt, să nu fie nimic. Este bine să încercați să fiți cu picioarele pe pământ, să vedeți realitatea. Comunicare, contracte și relații. În comunicarea cu frați, surori, veri, vecini, voi sunteți generoși, arătați înțelegere față de ceilalți, vreți să le oferiți, astfel încât să vă simțiți bine atât voi cât și ei. Deci este un moment de generozitate. Sau poate că unii dintre voi vi se oferă o șansă, un vecin vă oferă o șansă, vă spune că, eu știu, la el la lucru se fac niște angajări și puteți să aveți ceva mai bun, un salariu mai bun, sau este o șansă care poate să vă aducă o stare de bine. În schimb, optul de cupe arată totuși o epuizare într-o relație, într-o căsătorie, să zicem, unde voi ați făcut eforturi foarte mari, într-un contract unde ați făcut eforturi foarte mari legate de aceste cupe pline și nu ați primit nimic pe măsura eforturilor voastre, o recunoaștere a lor, nu v-ați simțit într-adevăr într-o stare benefică și este o stare de nemulțumire, priviți spre viitor, căutați o șansă. Relațiile. Relațiile sunt foarte nesigure, aveți numai dușmani. 9 de spade vă dau dureri de cap la ce îi vedeți și la ce fac. Deci este singura voastră șansă la 9 de spade să încercați să vă căutați, am putea spune, să vă ascundeți scopurile, fiindcă nu veți putea face nimic cu aceste persoane. În familie, cămin, schimbarea, transformarea și sacrificiu. În familie, în cămin, începeți o creativitate sau cu partenerul de viață. Această creativitate este admirată, dar totuși trebuie să o conduceți genial pentru a beneficia de această creativitate.
Întotdeauna trebuie să vă ascundeți scopurile. Întotdeauna trebuie să fiți conștienți că această creativitate, admirată prea mult, privită prea mult, de prea mulți ochi, aduce și invidie. Și, bineînțeles, schimbarea voastră, transformarea voastră este soarele. Am putea spune că unii dintre fecioare, unele dintre fecioare ați ajuns la înțelepciune, astfel încât să vedeți că soarele este fericirea pe care o aveți, dar este acea fericire pe care trebuie să o păstrați în sanctuarul inimii voastre. Nu este bine să o arătați celorlalți, este bine să aveți și secretele voastre, astfel încât să vă simțiți bine. Deci este vorba de soare. Și doiul de bâte, am putea spune că este un moment în care sunteți în stagnare. Poate fi vorba de mister, de secrete care odată aflate nu v-au adus nimic decât le-ați aflat, dar nu ați primit un răspuns, poate. Și așteptați acest răspuns. Sau poate să fie o propunere pe care ați făcut-o, dar întotdeauna acest doi de bâte, gândiți-vă că el este o așteptare destul de lungă. Așteptați să primiți un răspuns. Sau poate fi vorba și legat de o sănătate, de sănătate. Eu știu, ați avut o cură, ați făcut o cură și de detoxifiere, să zicem. Sau un alt tratament. Și acum ați aștepta să primiți răspunsul. Și s-ar părea că nu vine, nu primiți acel răspuns pe care l-ați sperat. Aceasta a fost citirea pentru voi, fecioarele. Dacă v-a plăcut sau dacă vă ajută această citire, puteți să ajutați și voi canalul, să vă abonați sau să dați un like, să-l transmiteți mai departe, un share, deci ce considerați și voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc!